Astăzi, timp de o oră, 11 polițiști de la rutier au tras pe dreapta toate șoferițele care au trecut prin centrul Ploieștiului. Razia polițiștilor este una cu care domnișoarele și doamnele din oraș s-au obișnuit deja în ziua de 1 martie, când acestea primesc flori, felicitări și mărțișoare de la oamenii legii. Este o tradiție de la care Inspectoratul Județean de Poliție Prahova nu se dezminte, indiferent de gradele din termometre. Profităm de această ocazie, ne aflăm în trafic pentru a le ura tuturor doamnelor și domnișoarelor participante la traficul rutier și nu numai, un călduros la mulți ani din sufletul nostru de polițist. Multe dintre șoferițe s-au intimidat când au fost oprite de polițiști, crezând inițial că au comis vreo neregulă. Emoțiile au fost înlocuite însă cu zâmbete atunci când au aflat adevăratul motiv. Ce părere aveți despre această acțiune a polițiștilor? O acțiune frumoasă, foarte frumoasă. Chiar nu mă așteptam, adică mă gândeam că mă oprește că n-am centura. Chiar nu am centura. Deci se iartă astăzi, că e 1 martie. Se iartă, la mulți ani și dumneavoastră. V-ați speriat că v-a oprit prima oară? Nu, că mi-am dat seama că sunt niște drăguți și da, vă mulțumesc din suflet și tuturor. Vă doresc o primăvară frumoasă, sper să vină în curând. Un gest foarte frumos din partea noastră, mulțumesc. Da, mulțumesc mult. Vă mulțumesc din suflet. V-ați speriat că v-a oprit? Un pic. Da. Bine. La mulți ani. Mulțumesc mult. Numai bine, la revedere. Mulțumesc, o zi bună. Mai bine, la revedere. Ce părere aveți despre gestul polițiștilor? Foarte frumos. Este prima oară când primiți flori de la un polițist? Da. Mulțumesc din suflet. Mulțumesc mult de tot. Dar este prima oară când primiți flori de la polițiști? Nu, nu, am mai primit. Aveți experiență, nu? Da. Vă mulțumesc frumos, la revedere. Cele 200 de flori dăruite de polițiști ploieștenilor aflate la volan au fost cumpărate din banii angajaților IJP Prahova, care au făcut o chetă. Alături de polițiști s-au aflat și doi reprezentanți ai RAR Prahova, care au împărțit sărbătoritelor mărțișoare.